Pentru mine, arta e o experiență spirituală. Spirituală în ce sens? N-are nimic de face cu religia. E un element spiritual în care eu simt vocea lui Bartok vorbindu-mi direct mie și e foarte important ca să înțeleg unda aceasta emoțională pe care absolut toți suntem pe acest sentiment unicat și atât de frumos. Ei, și când suntem liniștiți și ascultăm această undă, atunci o auzim. Ne ridică unda asta mai aproape de cer? Eu cred că ne ridică mai aproape unul de celălalt, mai mult decât de un cer. Pentru că cerul, pentru mine, e o justificare a ceea ce nu avem. Și ce nu avem este mai multă unitate. Dacă ne-am axat mai mult pe această unitate personală, poate n-am avea nevoie de a justifica un cer. Am simțit așa că este ceva încă neclar, ceva în naștere, ceva care atunci prinde formă, prinde contur. De adevăr, unul dintre momentele cele mai frumoase ale piesei. Începutul părții a doua este alb. E ceva alb. Și din albul ăla încep așa să iasă culori. Culori foarte calde, un roșu, un... Și uneori este și un roșu strident, așa când sunt țipete de groază aproape. Dar ajungem iarăși la roșu călduros, așa de inimă, de sânge, de iubire. Mie îmi place să numesc orice act de iubire un fel de miracol și cred că asta ni s-a întâmplat împreună. Poate parțial noi am contribuit să-l creăm, ni s-a întâmplat prin noi. Cred că sunt foarte puține stări umane care se apropie de așa ceva. Și cred că a fost foarte, foarte frumos că am împărțit această iubire și ne-am dat unora altora asta. Ce interesant e când servim muzica cu aceeași iubire, toți devenim la fel și nu îmi aduc aminte că aș fi plecat sau că ceilalți nu ar fi plecat și ei. Toți suntem la fel. Un lucru care e greu e când facem acest pochissimo allargando în măsura 12 sau două înapoi de B, să facem crescendo. E foarte ușor să facem diminuendo în asta, dar trebuie să facem de fapt crescendo, e chiar diferit. De aceea eu nu fac, poate că nu e necesar să facem prea mare crescendo în măsura 10. Deci, sol la si do, sol la si do, sol la si do, sol la si do, fa do, si do, re si, sol la mi, fa fa. Și după aceea putem să reîncepem puțin, tornando al tempo, dar... trebuie să fie crescendo în măsura aceea, vă rog. Exact. E prima dată când mă văd cu 95% din orchestră. Am plecat la 15 ani din România, la studii în Madrid, în această școală Reina Sofia, cu bursă, evident, pentru că cantitățile erau absolut enorme față de salariile vremii și am avut șansa să stau 6 ani acolo. Și după aia, multe proiecte, multe lucruri s-au întâmplat și n-am mai găsit necesar să mă întorc în țară. Dar mulțumesc acestui proiect, adică mulțumit acestui proiect, sunt din nou și cânt în România. Cred că este prima oară când cânt în România. Deși, totuși, m-am format la Iași, până la 15 ani măcar. E o săptămână foarte specială, pentru că eu am plecat acum aproape 30 de ani din România. Am cântat de atunci, de când am plecat, numai în vest, numai cu orchestre din vest. Și e pentru prima dată după aproape 30 de ani că sunt aici cu muzicieni români. Mi se pare foarte special că pot să cânt Bartok aici, în Banat, în Transilvania.
Și cred că este pentru prima dată în 30 de ani că am vorbit atâta română ca în săptămâna asta. Momentul când am plecat a fost destul de dificil. În primul rând am plecat în Austria la vârsta de 18 ani și nu controlam limba germană foarte bine și nu aveam prieteni în Graz, unde am plecat. Și începuturile mele în străinătate au fost destul de dificile și prin prisma solitudinii prin care am trecut, dar asta m-a făcut să citesc foarte mult, țin minte, și să studiez foarte mult. Asta a fost un aspect, iar celălalt aspect a fost concurența foarte mare pe care am întâlnit-o în domeniul muzical și pe care o întâlnesc zi de zi în străinătate. Asta nu înseamnă totuși că nu-mi doresc să mă întorc și vreau cât mai mult să vin acasă și să cânt și să fac proiecte în România. De când am aflat ce persoane sunt incluse în proiect, am acceptat cu drag, am vrut să cânt din nou în România, nu că am plecat de foarte mult timp, dar totuși de când am plecat n-am mai cântat. Când am plecat nu am avut instrumentul meu, am avut de la școală un instrument, apoi ușor mi-am cumpărat primul instrument și acum de ceva timp mi-am cumpărat cel doilea instrument, unul pentru orchestră, unul pentru solo. Sunt primul muzician din familia mea și cumva n-am avut niciun fel de ajutor, adică mi-aduc aminte de perioade în care părinții sau mama stătea mai mult cu mine când făceam temele, ar fi vrut să mă ajute, dar pur și simplu nu știa. Astăzi am avut o repetiție extraordinară cu maestru Măcelaru și cu alături de colegi de mei de facultate și foști colegi de la filarmonică și de la operă și din străinătate, oameni pe care am cunoscut la acest proiect. Îmi place că am ocazia să cânt la un nivel foarte înalt în România, acasă, și că pot să să nu cânt numai pentru publicul din afară și să pot să dau ceea ce am învățat în străinătate, în Germania, înapoi țării mele. Impactul a fost așa, wow, adică când am văzut nivelul de experiență și de profesionalism acolo, am zis că ok, poate nu eram pregătit pentru chestia asta, dar hai să văd dacă pot să țin pasul cu restul. Principiul a fost și acela tocmai de a pune alături un bursier, alături de un coleg de-al său mult mai experimentat, deci nu au fost așa pupitrele celor buni și pupitrele celor învățăceilor care să rămână undeva așa în spate și să tot tragem de ei. Deci au fost, aș spune, integrați cât se poate de organic în orchestră și lucrul acesta s-a văzut, s-a simțit, adică nu au fost niciodată pasivi sau nu au rămas niciodată în urmă, aș spune. Pentru mine este o experiență foarte frumoasă, este ca o gură de proaspăt. Avem și o șefă de partidă foarte bună, care ne adună și ne dă o energie foarte bună. Azi am avut prima repetiție cu Romanian Chamber Orchestra, care pentru mine este pur și simplu un vis frumos și real. Să cânți alături de asemenea muzicieni e extraordinar și mai ales mi se pare fantastic faptul că ei sunt români plecați de atâta vreme în străinătate, în mare parte, și să vii acasă, să faci un lucru atât de frumos, mi se pare absolut minunat. Este o bucurie enormă să lucrăm cu Cristian Măcelaru, care este un dirijor absolut minunat și un om deosebit. Eu am mai avut ocazia să lucrez cu el împreună cu Orchestra Națională Simfonică a României și e o bucurie cu atât mai mare să-l întâlnesc din nou. Aici avem la viola întâi, toată lumea? Do, la, la. Aud un fa. Nu, asta e greșit. E la. La, la. Că e un la major. Lipsește o liniuță. Între prieteni o liniuță. Nu e mare brânză. Iar apoi 62, încălzim puțin sunetul în furculiță. Asta e unul dintre cuvintele pe care le-am uitat complet. Hairpin.
Deci, furculiță. Și apoi, când am început să vin înapoi în România, mi-au spus colegii de la București, cred că eram, și mi-au spus, zice, da, maestre, furculiță se numește, că tot nu știam, zic eu, crescendo, agrafă. Hairpin e agrafă. Exact, e agrafă. În cazul nostru, lucrurile au funcționat la modul remarcabil. Chiar a fost o plăcere să urmăresc, să particip la toate aceste repetiții în care nu doar ideile dirijorului au primat, ci a fost de fiecare dată o discuție, fiecare a venit cu propunerile sale. Majoritatea dintre ele chiar au fost aplicate, au fost puse acolo, integrate în viziunea de ansamblu. Un lucru mai greu de imaginat. Bartok, majoritatea timpului e cântat ca și compozitor modern, în sensul că se pune foarte mult accent pe claritate, pe exactitate, pe ritm, pe tot. Dar se uită faptul că, de fapt, Bartok e reprezentantul muzical din mișcarea expresionismului în artă. Totul este o idee care trebuie să fie simțită, care trebuie să fie ieșită din comun. Știi? Și atunci, cred că la ce se referă, e ideea... Alunecarea asta. Exact. Și de aia e și accelerandoul. Ideea e că nu e atât de important să fie exact notele perfect, cât e gestul să ajungem... Bartok personal îmi place foarte mult. Piesa mea preferată din întreg programul. Probabil și cea mai dificilă piesă în același timp, dar dincolo de dificultatea ei tehnică, e vorba de această energie, această vibrație, această sevă a muzicii de inspirație folclorică, care nu are cum să te lase insensibil. Aici, la Tranquillo, nu știu dacă... întotdeauna, ascultând muzica populară, să spun așa, sau folclorul transilvanian, întotdeauna, chiar în momentele cele mai bucuroase din viață, muzica melancolică e cea care devine cea mai frumoasă. Asta e tipic folclorului transilvanian. Și dacă se poate să fie același lucru. Deci când ajungem acum la recapitularea din codă, cum ar veni... Dacă se poate să aibă și melancolie, dar și o bucurie în spatele melancoliei. Deci îți aduce aminte de vremurile bune. Tinereția era frumoasă. Pe notele lungi să nu se oprească sunetul. La asta vreau să susținem. Să fie o singură melodie care e la un contrapunct de trei voci. Două măsuri înapoi de Tranquillo, ca să vedem și a tempo-ul, 179. Și noi venim în fa major, suntem bucuroși, ca la început, și într-o dată, stai că asta e de fapt melancolia, e ce ne aducem aminte de ce a fost începutul. Atât de mult optimism. Și acum... Exact. Iar la noi, dacă se poate să rămână doul fără vibrato în ultima măsură și să se audă până după ce se termină pizzicato-ul. Se închide odată cu pizzicato-ul sau mai stă pizzicato-ul? Știi, de să rămână o secundă. E scris în același timp, dar dacă se poate să rămână... Exact. Să rămână
Ca și cum noi suntem, de fapt, ultima melodie, care nu terminăm. Normal. Sigur. Sigur. La vioara a doua, noi reîncepem în măsura 193. Ce frumos e. Sigur. Sigur. Încă niciodată nu mi s-a propus un glisando în viață pe care l-am refuzat. Dar... Dar asta e, pentru mine întotdeauna e foarte important de înțeles ideea că Bartok nu e muzică modernă. Poate că a fost acum 100 de ani, dar nu mai e muzică. Trebuie cântată și cu spiritul, că e absolut totul, e bine, e pus așa, dar e de fapt o ie transilvaniană. Lucrare compusă în anul 1939, cu puțin timp înainte să fie forțat să plece din Ungaria în America din cauza celui de-al doilea război mondial și din cauza invaziei naziștilor. Aș cânta această lucrare zi și noapte. Cu Bartok am o relație mai apropiată, i-am citit scrisorile și special partea a doua din Bartok pentru mine este de nedescris ce fel de atmosferă și ce fel de tensiune. Simt acolo, în partea a doua, toată acea tensiune pe care o resimțea atunci, în anul 1939. Și din scrisorile lui avea o mare durere referitoare la situația politică extrem de complicată de atunci. Da, oamenii aceștia au suferit enorm în acei ani și cred că în partea a doua pot să simt asta. Mă simt legată de mister. Mă simt legată de lucruri pe care nu le putem spune decât cu muzica. Și este o atmosferă arhaică pentru mine. Este ceva care ne leagă de niște rădăcini misterioase, adânci. Vioara a doua e singura voce care conectează pim-pam. Cred că ar trebui tot să facem la fel când avem, deci la 192. Da, asta a fost un compliment pentru vioara a doua. Okay. Pim-pam. Dacă se poate să nu fie prea separat. Da? 184 încă o dată. Ce înseamnă transparență? În primul rând înseamnă să știi care ți este rolul, să știi ce este important în momentul respectiv. Și noi de multe ori, ca vioara a doua, suntem așa între șanțuri, între fronturi uneori chiar, între vioara întâi și violoncei sau vioara întâi și viola. Deci trebuie să ne știm rolul și trebuie să-i ajutăm pe cei care au linia importantă în acel moment să se simtă bine. Cred că este vorba de fapt de o cultură de cântat în orchestră.
De concert nostru depinde într-adevăr toată orchestra, dar de primul violoncel și de primul pupitru depind, să zicem, toate cozile grave. Deci dacă eu nu mă uit la Alexandru Tomescu, e o ruptură, e o chestie care se întâmplă și e greu, e greu. Sunt obișnuit, sunt de 20 de ani în dreapta. Foarte, foarte bine, foarte bine organizați viola. Deci, dacă se poate la violă, când termină restul orchestrei de cântat, să rămânem foarte. Că spune despre Cristian Măcelaru că e o fire extrem de deschisă. Și cum a spus el de la bun început, într-un fel foarte nobil, a spus că el dorește să se atașeze nouă în căutarea noastră de frumos în aceste lucrări. La fel mi s-a părut extraordinar din partea lui Alexandru Tomescu să văd că are aceeași incredibilă deschidere. De ce să spun nu? Nu, mi-a plăcut că tocmai este o provocare, era ceva ce n-am mai făcut de foarte multă vreme. Și am vrut să văd dacă sunt în stare să fiu suficient de maleabil, suficient de flexibil. Fără îndoială că am făcut numeroase greșeli de-a lungul repetițiilor, dar partea importantă pentru mine este că am învățat. Da, cred că cu cât ești mai liber, cu cât îți dai seama că poți să înveți de la ceilalți. Nu vii cu părerea ta și cu cutia ta, cu sertarul tău. Nu, ești deschis pentru ceilalți și te bucuri că poți să înveți de la alții, ceea ce nu înseamnă că tu nu știi sau tu nu ești la un anumit nivel. Dacă n-ai fi la acel nivel, n-ai fi aici. Există respect. Eu cred că un dirijor nu trebuie să îi învețe pe muzicieni cum să cânte, cât mai degrabă să le transmită acele idei, să însuflețească muzica, să-i dea viață și să-i dea o direcție, să-i dea o energie. Repetițiile cu Cristian Măcelaru păreau că trec prea repede, adică se terminau înainte ca să ne fi dat seama că am obosit cumva. Aș știut să facă muzica interesantă, aș știut să ne provoace pe fiecare dintre noi să ne implicăm și să dăm tot ce avem mai bun. De multe ori cu cei mai mulți dirijori simți că ei vin cu o idee care este a lor, iar tu trebuie să răspunzi la ideea asta și să o pui în practică. Deci ceea ce prezinți tu este mai puțin important decât ceea ce prezintă ei. Iar cu el am impresia că el se simte parte din noi, că nu se pune deasupra noastră. Enescu, de fapt, e singurul compozitor care scrie parlando rubato, adică ideea de a cânta ca și cum ai vorbi. Și nu are de a face cu nota lungă sau scurtă, ci are de a face cu emphasis sau cu impulsul, să spun, nu știu cum se spune, pe fiecare notă, ca și cum ar fi o consoană pe fiecare început de notă, dar nota e lungă, nu e scurtă. Pam 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 pam. Deci nota e lungă, dar la început puțin de tot vorbită. Ok.
Pentru mine, un dirijor mare înseamnă un dirijor care vorbește prin bagheta sa. Cristian Măcelaru este unul dintre oamenii care ar putea foarte bine să nu spună niciun cuvânt la repetiție și chiar cred că într-o proporție destul de importantă, orchestra ar înțelege fără să vorbească despre ceea ce este vorba. Eu nu m-am uitat deloc la mână, acum realizez. Cumva mâna am văzut tot timpul coada ochiului, cred. Dar m-am uitat tot timpul la expresia lui, în special la ochi. Da, adică la ochi m-am uitat, cu siguranță. Cred că astăzi o să încerc să mă uit și la mână și poate o să cânt și mai bine. Poate colegii o să aprecieze acest lucru. A fost sugerată de către cineva din orchestră întrebarea să mă uit și la mână. Se poate să auzim, știu și apreciez faptul că vă uitați la mine și încercăm să găsim exact unde se termine, dar cred că mai important este să e combinația de 60-40%, în care 60 nu mai ascultăm și 40 ne uităm. De ce? Pentru că este un moment critic într-un crescendo, când se termină crescendo-ul. Și de obicei asta nu se poate face decât ascultând. Și ascultați momentul critic, că imediat se înțelege, nici nu trebuie să dirijez, imediat se înțelege. Pa-pam! Și după aia e vina mea. Chiar cred că a fost și Tchaikovsky cu noi. Tchaikovsky, care știi că a spus bine, când a spus că dacă poți să trăiești fără să compui, nu o face. Și simt că pentru el expresia în muzica pe care am cântat-o e atât de existențială. Și ne-a invitat să mergem direct în subconștient, acolo unde sunt toate emoțiile acelea cele mai puternice. Repetițiile sunt locul unde se întâmplă cel mai faină chestie. E laboratorul, practic, în care căutăm frumosul împreună și dacă îl găsim, câteodată se face un click și simțim toți, Doamne, așa, simțim totuși mult mai mult ce se întâmplă. De ce? Fiindcă e o chestie să decizi despre o articulație, dacă e scurtă sau lungă, dar mai adânc căutăm imaginea poetică. Când ajungem la 70, dacă se poate imediat să gândim molto expresivo, să aibă ideea asta de îmbrățișare. La mine totul e o îmbrățișare. Toată muzica e îmbrățișare. Da, se poate să avem noi grijă fortele nostru care îl cântăm, acordul, să fie totuși sub violă. Că întotdeauna se aude si, a, nimic, re, do, si, la, sol, nimic, mi, re, do, si, la, re, nimic, do, si, mă înțelegeți? Și ce frumos ar fi dacă s-ar auzi totuși toată fraza violei. Nu? Încercăm încă o dată. Dacă se poate noi să nu facem foarte piano pe accent, să fie si, re, do, si, no. Doi. Tchaikovsky trebuie un glissando sincer, da. Nu... Nu așa că nu. Păi puteți să faceți? Păi facem! Exact, e așa o făcut. Hai să încercăm încă o dată și poate dacă toată lumea face glissando... poate
se aude. 78. Facem 78. Dar ce frumos a fost la vânt? Apropo, așa ar fi normal să fie orice muzician, sincer, simplu, amuzant, efectiv, natural, nu așa închistat în gânduri și în probleme și în fix un copil, de fapt. Că de aici vine și simplitatea de care ne vorbește. Este o experiență foarte, foarte bogată. Bogată în momente muzicale speciale. Îl simt cumva aproape de noi, și muzical, și uman. Adică ar avea tot dreptul să se pună pe un piedestal și să spună eu sunt maestrul Cristian Măcelaru. Dar este... Simt că face muzică de cameră cu el. El dă, noi propunem ceva, el ia. Este... Așa, un flux între noi foarte frumos. Lucrăm cu frecvențe, lucrăm cu sentimente, lucrăm cu energii. Se face un mare mix între toate aceste componente, care în această formulă, care este Romanian Chamber Orchestra, este un mix de foarte multă pasiune, dedicare, perfecțiune, gândire, inteligență muzicală. Una din imaginile mele preferate pe care maestru Măcelaru le-a folosit a fost vals transilvânean. Familia mea și vine din Transilvania, mă simt extrem de aproape și de muzică și de locuri și de accent, dar acest vals transilvânean îl regăsesc efectiv acum, îl simt în prima parte din Bartok. Asta încerc de foarte mult timp să reușesc să conving oamenii că rapsodia lui Enescu, re majorul, rapsodia, e de fapt un vals transilvanian. Rim, pam, 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 pim, pa, 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 pre, pa, 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 pra, pa, 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 pa. Și nu poate să fie pa, 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 pi, pa, pa, pa. Exact și aici trebuie să fie la fel. Pi, ri, ra, ri, ra, ra, ri, ba, ri, pam, tram, tri, ri, ra, ri, ra, ra, ri, ba, ri, pi, tram, ti. Cel mai frumos lucru la Nicolae Mare, care de fapt e și aici, în Timișoara, e în noaptea. Noaptea e o presiune a aerului, mai ales vara, o presiune a aerului atât de grea și parcă toate și țânțarii și toate gongile existente, toate se lipesc, știi? Exact asta e muzica lui Bartok, muzica de noapte. Știi? Nu e o chestie exotică sau o chestie de parfum, e o chestie atât de apăsată și de umedă, atât grea. Ei, aici trebuie să fie exact așa. Tirari, mergem către lumea aia. Tirari, și după aceea se deschide. Oh, iese soarele în sfârșit. Da, ok, deci 77. 77. Am observat că între violoncelști există o prietenie extraordinară și cei care vor auzi acest interviu și sunt muzicieni pot să confirme acest lucru. Nu știu, se spune că violoncelul stă aproape de suflet și asta ne face poate mai umani. Crezi că ar fi mai vie, mai propriu de expresia pe care o cauți, o căutăm,
dacă nu separam pe două acușe fortissimo, ci e doar o chestie în loc de... Dacă să susții un... Ție, hai să încercăm să vedem dacă nu este și nouă. Da, da, da. La Alexandru Tomescu sună bine. Uitați-vă puțin că înainte de asta avem un crescendo. Avem cu foarte multe, cu viteză mare de arcoș. Hai să încercăm. O să fie un hai să încercăm o dată. 195. Ca să facem crescendo-ul. Deci... Dacă le arătăm tinerilor ce înseamnă energia și pasiunea cu care cântă mari soliști, nimic nu poate fi greu. Timpul nu se mai scurge minute sau în secunde, ci pur și simplu este vorba de momente, de imagini și de senzații, memorii, amintiri și sentimente. Asta cald. Iulie, m-am simțit foarte bine cu Cristi când de mult timp împreună și am avut din când în când câte un hiatus, câte o pauză așa. Și acum au trecut prea mulți ani, așa că a fost tare, tare bine să ne revedem. Pe lângă faptul că amândoi am studiat cu tatăl meu, care a fost un pedagog extraordinar de răbdător, cel puțin, și a făcut din noi cât s-a putut. Ne-a și oferit un drum spre Occident, spre studii superioare de înaltă calitate, cred. Și am urmărit amândoi același traseu, ne-am dus în Spania, după care fiecare a făcut treaba lui. Așa că pentru mine e o revedere de familie și m-am bucurat enorm să pot să-l susțin în acest proiect de vis pe care probabil singur mi l-am dorit de mult, dar niciodată nu m-am simțit capabil să mă ocup de partea organizatorică. Cristi a fost grozav, fiindcă totdeauna sunt părți pe care le recunoaștem din noi în celălalt. E ca un fel de oglindă foarte sinceră acolo. Nu cunoșteam pe nimeni înainte să vin aici și am impresia că este o trupă extraordinară de oameni foarte deschiși, plini de umor. Am impresia că mă îmbogățesc așa sufletește în zilele astea împreună cu ei. La 317, diferența de a cânta folclor la o nuntă, iar când încep tu, la 330, intrăm în club. Deci asta e diferența. Da, ta 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 pa 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 pa. Asta e diferența. M-am simțit cumva așa adoptat de restul celor care deja cântă prin toată lumea și din asta trăiesc și... Sunt niște muzicieni incredibili. Am încercat să mă adaptez foarte repede și am luat fiecare moment ce a fost mai bun din fiecare și m-am simțit super. Problema cea mai mare în Germania când spun up la arcuș înseamnă jos. Nu mai puteam, adică abia așteptam să intru pe scenă, să cântăm, să văd cum o să fie în concert, că la repetiții, na, suna bine, eram închegați așa pentru niște oameni care nu ne-am mai văzut niciodată. Întotdeauna când cânți acasă este o presiune mult mai mare și o implicare emoțională mult mai mare, pentru că, practic, Palatul Cultural din Arad e locul unde am crescut, unde am ascultat prima dată o orchestră sinfonică, unde am ascultat prima dată un concert, unde am ascultat prima dată conceptul de sunet.
practic, acolo mi l-am format, în prima instanță, și acolo am copilărit, pentru că toate orele de violoncel în timpul liceului le făceam acolo, cu profesorul meu. Și iată că o reîntoarcere de genul acesta cu maestru Cristian Măcelaru, cu o serie de muzicieni extraordinari. Practic toată harta Europei a fost trasată în această orchestră din muzicieni români, ceea ce e foarte frumos, foarte, foarte frumos. Am plătit-o să mă trebuie. Ce vrei? Cap coadă sau lămâie? Știi că era cum da, ce fain e asta. Cap coadă sau lămâie. Fă-te om, alungă-ți gândul necinstit. Nu uita, eu vighez și nu te iert când ai greșit. Bebe, nu? Așa era. Auzi, dacă spun cremă neagră pe cămașă, e ok? Pe cămașă? Pe cămașă. Să intrăm pe scenă, încă stăm în culise. Eu sunt foarte entuziasmată pentru primul nostru concert și... te-am prins? Bine, trebuie să dau un interviu. Hai să-ți arăt cine ne ia interviu. Cine pe cine filmează acum? Aveți în față pe cea mai importantă violonistă de tânăra generație, care vorbește serios. Foarte tare. Energia orchestrei este una specială. Ne-am decis să cântăm și în picioare, cumva să fim 21 de soliști. Pentru mine este un moment extraordinar, un moment aproape filozofic, așa cum începem un concert de pildă. Pentru că înainte e nimic și dintr-o dată e ceva. Și este un moment magic, foarte important. Eu nu am avut parte să studiez o partitură decât în momentul când am ajuns în America. Înainte să plec din America, încă nu știam exact cum arată o partitură de orchestră. Nu știam în ce ordine sunt scrise instrumentele, nu cunoșteam acest lucru. Iar profesorul meu de vioară cu care studiam în Timișoara, Johann Fernbach, îmi făcuse cadou două volume de orchestrație a lui Rimsky-Korsakov. Era un tratat de orchestrație prin care el încerca să mă învețe puțin, știind că eu sunt interesat. Eram interesat și de compoziție. Atunci am citit cărțile, le-am studiat să văd exerciții, cum se întâmplă. Iar apoi când am ajuns în America, la Interlaken, am dat peste o bibliotecă care era cea mai mare bibliotecă de partituri de orchestră din America de Nord. Așa s-a întâmplat să fie. Și ții minte și acum că în fiecare zi luam o simfonie nouă împreună cu un disc, o înregistrare a simfoniei respective și ascultam simfonia și studiam. Și tot încercam să învăț, să văd, să descoper. Și așa am trecut prin toate simfoniile, toate lucrările compozitorilor mari pe care eu îi cunoșteam. Iar apoi bibliotecara, văzând ce mă interesa, îmi spunea, ar trebui să te uiți la compozitorul ăsta. Ia încearcă și compozitorul ăsta alalt. Vezi simfoniile astea. Acest lucru mi-a deschis o ușă enormă în a îmi deschide urechile. Am dezvoltat simțul muzical.
Asta este un lucru foarte important despre care nu se vorbește așa de mult, dar se învață tehnică muzicală, se învață interpretare muzicală, se studiază un stil, o formă, dar simțul muzical e un lucru care nu se poate învăța, se poate numai fura. Simțul muzical e momentul acela în care ești pe scenă și iei o decizie într-o secundă, într-o interpretare care face interpretarea să fie puțin diferit, să fie mai captivantă pentru public. Iar acest lucru e foarte greu de învățat. Țin minte că îl vedeam pe treptele liceului când eram mai mic, el este cu 4 ani mai în vârstă ca mine și știam că era un violinist extraordinar încă de pe vremea aceea. Și era unul dintre primii elevi care au plecat spre America, adică cumva a fost și o motivație pentru noi, cei mai mici, să studiem, că putem să ajungem foarte, foarte bine. Am, de fapt, două memorii foarte importante pentru mine. Prima este când eram ascuns pe ultimul rând, să spun așa, pe ultima bancă, și eram ascuns sub scaune pentru că filarmonica avea repetiție aici și așa am ascultat prima oară Sinfonia a IX-a de Dvorak. Țin minte și acum ultima parte, am stat și am ascultat-o de acolo, dar n-aveam voie să fiu în sală pentru că și chiuleam de la ore ca să ascult repetiția, dar n-aveai voie nici în sală ca și elev. Asta e o memorie care nu o uit niciodată. Iar apoi, mai târziu puțin în liceu când eram, țin minte că am venit și am asistat la o repetiție cu Eric Bergel, care a venit și a făcut Pasărea de foc, complet baletul Pasărea de foc de Stravinsky. Și țin minte și acum, stând aici, eram undeva jos și ascultam repetiția și acum îmi aduc aminte felul în care lucra cu orchestra și încerca să îi ajute să îi învețe lucrarea. Mă simt, îl văd, parcă mi-aduc aminte de momentele din copilărie când studiam împreună la vioară, că și el a cântat la vioară, mergeam împreună la școală, ne povesteam, suntem foarte apropiați și ca vârstă și cel mai bun prieten al meu, pot să zic. Bartok întotdeauna mă pune într-un stadiu emoțional unicat. Nu știu de ce, niciun alt compozitor nu mă aduce în același loc spiritual, să spun așa. Așa cum și el a trăit o viață în care a plecat din pământul natal, a trebuit să fie un imigrant toată viața și întotdeauna momentele cele mai pure și cele mai frumoase, cele mai sentimentale din muzica lui se referă la copilăria lui, la muzica pe care a auzit în copilărie, muzica pe care a încercat să o documenteze ca și adult, la care se tot reîntorcea. Și pentru mine această paralelă o văd în viața mea. Am emoții extraordinare când aud muzica aceasta care mi-aduce aminte de copilăria mea. De fiecare dată sunt copleșit de frumusețea unui gând sau a unei note care reprezintă un gând nostalgic. Pui și să simți că ți iese. E o bucurie, cred că cea mai mare bucurie pe care o poate simți un artist. Pentru mine va fi prima audiție absolută. Chiar sunt foarte nerăbdător și curios să ascult.
pentru mine Bartok a fost chiar un fel de idol, un fel de maestru. Mai ales în perioada în care am schițat primele idei pentru microdivertisment. Deci chiar atunci eram în plin studiu pe Bartok. Mi-aduc aminte cu mare claritate momentul în care mi-a venit ideea aceea a cromatismului întors. Eram chiar lângă BCU, treceam semaforul și cred că m-am și oprit în mijlocul străzii, am primit și un claxon. Mi-a venit acolo ideea, nu știu ce, o fi venit spiritul Domnului Mușlea de acolo, nu știu, de prin BCU. Uite că acum piesa aceea a luat viață în sensul adevărat al termenului. Este vorba de un fel de sinteză folclorică, dar cu elemente, cu subtile elemente bartochiene. Chiar în prima temă, mi, re, diez, do, re, be, car, în mod normal. Asta este o trăsătură melodică așa, avansată, dar m-am străduit să fie cât mai accesibilă cu putință. Adică, da, arătăm ce putem, dar dacă sună totul firesc și pentru un public larg, are sens, atunci ne-am atins țelul. Cel puțin asta este gândirea mea, crezul meu artistic. Când am văzut postarea celor de la Romanian Chamber Orchestra, am zis, asta s-ar putea să fie momentul de a finaliza lucrarea. Și iată că am făcut și, surprinzător, am și luat premiul, care este un premiu mare. Nu în orice zi ți se dă să-ți fie cântată o lucrare la nivel de tipul ăsta. Deci să fie oameni unu și unu, dirijori unu. E o bucurie mare. Pentru mine a fost o atmosferă extrem de caldă, extrem de primitoare. Am fost foarte încurajat de faptul că am simțit toată lumea a venit nu atât de mult ca să vadă cum ar fi orchestra aceasta, ci a venit deja știind că se vor îndrăgosti de proiectul pe care l-am făcut. Toți am fost acolo în seara aceea să ne bucurăm de un singur lucru, să sărbătorim ceea ce ascultăm, pentru noi ceea ce cântăm, dar a fost un singur lucru. Și atunci când nu e o divizie în elementul gândirii, devine ca un moment spiritual, pur și simplu.
Nu știu dacă părinții mei au avut o înțelegere filosofică în a ne încuraja să facem muzică, cât cred că ei au avut o înțelegere mai simplă, dar mai directă în ideea că muzica face o viață frumoasă. Iar într-o societate în care era foarte greu să găsești frumosul, ei au vrut să găsească modalități în care frumusețea vieții să nu ne poată fi luată și să nu depinde de altcineva. Cu sora mea, cu Melita, care cântă în orchestră, am fost foarte apropiat, pentru că noi, fiind 10 frați, sigur, între cei 10 formezi parteneriate cu probabil cei care sunt cei mai apropiați în vârstă de tine. Și noi fiind ultimii doi, eu sunt cel mai mic din familie, noi fiind ultimii doi, am fost întotdeauna toate jocurile, în toate ipostazele, eram totdeauna împreună. Ei, și un lucru pe care l-am făcut când am ajuns în America și pe care mi l-am dorit să-l păstrez, am făcut toate eforturile posibile, din toți banii care i-am făcut, din absolut tot ce am putut să păstrez sau să câștig, a fost întotdeauna primul lucru în cumpăram bilet de avion să mă întorc acasă. Pentru mine nu a trecut un an în care să nu fiu acasă de cel puțin 2 sau 3 ori pe an. Și acest lucru a fost foarte important pentru mine, deoarece noi, ca și familie, ca nucleu familial, am fost foarte, foarte strânși. Și eu, și fiind cel mai mic care am plecat de acasă, cred că a avut un impact foarte, foarte, foarte mare pentru toți, și pentru mine, și pentru ei. Îl simt atât de aproape și îl văd și când respiră, simt ce vrea să zică. Mă simt foarte bine săptămâna asta, aparte că sunt în Timișoara, în orașul meu natal, cu familia mea, cu Cristi, și am venit cu mare drag, de-abia m-a așteptat săptămâna asta să vin. Sunt atât de bucuroasă că pot să cânt cu Cristi. Nu știu, e ceva pentru mine, să zic așa, e o împlinire.
concertul de la Timișoara. Da. Nu pot să respir, fără, dintr-o răsuflare, așa. Emoții la maxim, tensiune mare. Frumos. Da, bravo, bravissimo. Ce frumos e sunt! Asta e pentru maestru. Asta e pentru maestru, da. Ce frumos! Am ținut bine. Super, frumos! Mare plăcere! Mulțumim frumos din... Din suflet. Mi-a venit să cred cum se aude când cântă toate violele, toate notele. Am tras. Foarte bani, foarte bani. Și e inițiativa extraordinară. Foarte bani. Și cu Cristi, e genial pentru noi. Așa e, da, da, și voi toți, excelent. Că a venit și că a acceptat să, să intre în proiectul nostru nebun, așa, să facem un lucru care nu s-a mai făcut. Mă bucur din inimă că am fost acolo, excelent. Să fie. Cât mai multe din astea. Să încercăm, în funcție. Bravo. Mulțumim frumos. În sfârșit, o orchestră așa cum trebuie să sune o orchestră de cameră. Foarte bine la un concert cu atâta unitate și atâta implicare. A fost foarte emoționant pentru așa. Vă mulțumesc că vă în 7-8 timp, partea. Poți să dezvolt, zic eu, mai un minut să fie. Știi și după aia? Da, da, da. Este, știi, are picioare, adică da, da, da. E scrisă bine, se prinde bine, poți chiar numai să o și repet, știi? Adică nu trebuie făcut mult. Hai că-l iau cu tot cu podium. Ca să fie, ia uite, extraordinar. De amintire, am zis că o să fie un fel de trofeu. Da, perfect, mersi mult. Precis și expresiv și l-ați sublim, deci așa ceva și ascultat la nesfârșit, cum ați cântat pianissimo și similar și omogenitatea, parcă era un singur instrument, o urmă așa. Păi munca care au depus-o ei e enorm ca să facă acest lucru. Nu zic să nu aplaudăm prea mult, că să răcesc armadă. Mai așteaptă cineva la semnat? Atențiune! Gata! Ne pregătim să închidem turneul cu această orchestră extraordinară, cu acești oameni extraordinari. Pe mine și pe Cristi ne leagă o prietenie de mulți ani, cred că de vreo 9-10 ani. Ne-am întâlnit la orchestra de tineret și am început să cântăm împreună. Până la urmă, cu toți învățăm de la fiecare, furăm, tragem și eu în continuare sunt cu ochii pe băieții din față, pe Sasha, pe Cristi. E foarte fain, colectivul e super fain, partida noastră de violă e foarte unită și suntem prieteni. Când știu că lucrez cu maestru Măcelaru, din start mă aștept la fel și fel de surprize. Îmi place muzicalitatea lui. E o chestie interesantă cu tune-in, de a se acorda. Nu te acordezi doar instrumental, ci te acordezi și la frecvența celelalte persoane. A fost făcut chiar un test de cineva, un experiment științific în care a observat, punând ventuze pe așa, că mai mulți oameni ajungeau la aceeași frecvență mentală în timp în care se acordau. Deci mai mult decât aș pasa o singură notă, dar cumva încercăm să ne aducem la un numitor comun. Așa că ceva nu e în regulă. Pe cuvântul meu, acum o port prima dată și ceva nu e în regulă. Nu, deci parcă cu construcție, nu se îmbină bine pe aici. E o nebunie, înainte de concert tot timpul. Este un proiect extraordinar. Atât de bine nu m-am mai simțit de foarte multă vreme, cum am simțit cu acești oameni. Cristian Măcelaru este unul din idolii mei, pot să spun. Mai ales că a pornit din orchestră, ca și concertmaestru, și la un moment dat a decis să pună mâna pe baghetă, un lucru pe care vreau și eu să-l fac într-o zi, poate, nu știu, un vis, a spus. Foarte bune. Corect.
totul e schimbat, dar e schimbat în bine. Mă simt acasă, înțeleg umorul, înțeleg felul de a face muzică. Toată lumea e deschisă, prietenoasă, toți suntem aici în același spirit. Îmi face bine. Pentru mine a fost un moment extraordinar să pot să cânt în aceeași orchestră cu Alexandru Tomescu. Adică eu n-am crezut vreodată că o să se întâmple treaba asta. Nu neapărat că nu o să am prilejul să cânt cu el, pentru că eu cu Alexandru am mai cântat în diverse formule. Bineînțeles, el este cunoscut în primul rând ca un extraordinar solist. Însă nu mi-am așteptat ca el să fie concertmeister într-o orchestră. Spre surprinderea tuturor, am constatat că Alexandru știe să fie un orchestrant extraordinar și un concertmaestru desăvârșit. Deci a contrazis aceste teorii prin care soliștii nu știu să cânte în orchestră. De altfel, în această orchestră mai există oameni care fac solistică. În cele câteva zile de repetiții au reușit să se alinieze perfect statutului de orchestranț. Lui Bartok este încărcată de simboluri și de elemente ale naturii. El a văzut că în natură nimic nu moare, totul se regenerează, iar el credea în viața eternă. Există o amprentă cu care te naști pe lumea asta și care ar trebui să nu fie omorâtă în timp, pentru că mai târziu să o poți exprima prin artă. Bartok se vede asta în scriptura lui, această amprentă dumnezeiască, acest geniu, dacă vrei. Pentru mine, muzica e ca viața, da? Ca să înțelegi viața, trebuie să înțelegi și moartea. Și la fel este cu muzica. Ca să înțelegi muzica, trebuie să înțelegi și liniștea. Muzica apare din nimic și dispare în nimic. Caut și eu personal în concert să nu încerc să reproduc ceea ce a fost în repetiții, dar să ne lăsăm pradă momentului, să spun așa asta. Dar mie îmi și place să am contact vizual cu muzicienii și să ne inspirăm unii pe alții și până la urmă să împărtășim momentul muzical.
carcasa, să zicem așa, s-a schimbat destul de mult și a fost purtată prin lume tare și s-a bucurat să simtă vibrațiile acelea, cred, de a fi din nou aici. Nu mai știu exact cine a spus, cred că un american, cred că un beat poet, nu mai știu sigur, dar a spus, oricum, cu carcasa asta nu pleci niciunde, așa că mai bine folosește-o bine, las-o să se uzeze, știi? Nu știu dacă ești de acord, cred că nu plecăm nici care cu treaba asta de aici, știi? Și cred că dacă ne amintim, poate că menirea noastră este cel puțin să fim buni unii cu ceilalți oameni și să încercăm să vindecăm atâtea lucruri care par să fie nu tocmai în regulă, atunci cred că muzica ne oferă acest prilej foarte bine. Mi se pare că urechea aduce multe sunete împreună și le dă un sens sau încearcă să le înțeleagă sensul pe care le au manifestându-se în același timp, devenind una. Poate la fel mintea încearcă cu încredere să creeze același lucru între noi oamenii. Sau iubire, cine știe, poate. Pentru mine, plecarea în America a fost, sincer să fiu, nu am realizat ce este. A fost, în primul rând, a fost prima dată când m-am suit într-un avion. Și pe vremea aceea era cursă directă Timișoara-Chicago. Țin minte că m-am urcat în avion neștiind absolut nimic. Îmi imaginam un loc și o școală în care toată lumea e de o performanță extraordinară și eu voi fi poate ultimul care să reușesc să fac ceva. După primele 3 luni de zile, nici nu mai știam, sincer vorbesc, nu am mai știut pur și simplu cum mă simțeam când eram în România. N-am mai, era, totul a fost atât de rapid, atât de un impact atât de puternic. Țin minte și acum prima repetiție de orchestră în Timișoara fiind, și asta este un lucru care mă doare foarte tare și acum. Nu se pune accent absolut deloc pentru a crea o orchestră într-un liceu de muzică, o orchestră adevărată, care să cânte cu copii 12, 13, 14 ani. Încă nu se pune accent pe acest lucru, lucru care este criminal, pur și simplu. Ei, când am ajuns în America la vârsta de 17 ani, în orchestra școlii, care înainte de a veni prima repetiție, a trebuit să dăm un examen, iar apoi fiecare am fost plasați în orchestră vis-a-vis de abilitățile noastre de a cânta. Și am rămas extrem de surprins. În urma acestui examen am fost pus concert maestru. Și când am ajuns la prima repetiție, țin minte și acum, am făcut tricornele de Manuel de Falla. Și când am văzut că de la prima repetiție toată orchestra a reușit să cânte piesa de la început la sfârșit și a sunat bine chiar, mă gândeam, vai, dar asta este o orchestră profesională? Unde am ajuns? Ce s-a întâmplat? Și aceasta m-a făcut să mă îndrăgostesc pur și simplu de ideea de a cânta într-o orchestră sau de a fi parte dintr-un ansamblu cu mai mulți instrumentiști. O idee care nu se promova în liceu sau în școlile de muzică din România. Nu se învăța pe vremea aceea ce importanță are rolul fiecărui orchestrant în orchestră, în care numai atunci devine o orchestră extraordinară, în care fiecare instrumentist are o identitate foarte puternică. În momentul în care fiecare instrumentist își aduce identitatea puternică, se creează o voce a unui ansamblu. În momentul în care separăm și spunem, a, stați că noi suntem numai în orchestră, nu trebuie să contribuim așa mult, atunci se creează un spațiu gol care nu are suflet, nu are o voce. Fiecare instrumentist într-o orchestră trebuie să meargă la repetiție, ca și cum ei sunt singura persoană care cântă sinfonia de Brahms.
Așa ar trebui făcută înțelegerea aceasta. Și pentru mine, când am ajuns în America, când am ajuns să experimentez la liceu, la o vârstă în care toți eram la aceeași, între 14 și 18 ani, și toată lumea avea această concepție și această dorință să cânte, m-a afectat atât de mult încât am uitat complet ce lăsasem în urmă. Mi-a luat mult timp în care să îmi aduc aminte și să-mi doresc să mă reîntorc și să doresc să încurajez și pe cei pe care i-am lăsat în România să-și dorească același lucru, să experimenteze același lucru. Pentru mine nu este atât de important să mi se arate 1, 2, 3, 4, dar unde mergem, ce facem, cum facem, ce fel de culori creăm împreună. Pentru că ăsta este procesul nostru creativ pe scenă și în timpul concertului. Creăm culori, creăm atmosfere, creăm emoții împreună. El este, de fapt, punctul nostru comun de emoție și de atmosferă. Săptămâna asta, nostalgia a fost dată de muzica pe care o cântăm. Sentimentul repetițiilor și a grupului, pentru mine a fost un sentiment de reînnoire sau de încurajare a faptului că facem un lucru frumos, facem un lucru care e necesar și facem un lucru care trebuie să fie apreciat pentru aceste idei simple. E adevărat. Arta și cultura nu sunt lucruri care ne ajută la viață și la moarte. Arta adaugă motivul pentru care ar trebui să supraviețuim.
următoarea reîntâlnire a membrilor orchestrei, deja vom porni mult mai de sus. Că avem deja niște conexiuni create între noi, avem deja un sunet pe care sunt sigur că mulți dintre noi îl vor păstra așa în amintire, în urechi. Și cred că cel mai important e să știi ce vrei să crezi, să știi unde vrei să ajungi. Cel mai important triumf e momentul în care ajungi la adevăr în muzică, adevărul despre care vorbea Celibidache, momentul în care ești liber în actul interpretativ. E adevărat că asta se întâmplă atunci când ai și publicul în față, pentru că publicul îți oferă la rândul lui empatia și energia și dragul lui. Pe mine întotdeauna m-a fascinat faptul că poți să pui 100 de oameni care vin din 100 de locuri diferite, îi pui pe toți împreună pe o scenă și auzi o armonie universală. Aceasta este cea mai frumoasă experiență, așa în lumea asta care se fragmentează în timpurile noastre. Acum noi suntem un exemplu că se poate împreună, suntem un fel de națiuni unite prin muzică. Frecvent la subiectul acesta al vieții care are un sfârșit. Este frecvent în conștiință și încerc să folosesc fiecare zi cât mai bine și să mă bucur de muzică cât de sincer pot eu. De fapt, asta este un scop, să încerc să iau din această viață cu cât mai multe momente sincere, dacă este posibil. Și când se încheie, se încheie. Asta e. Praful de tot, praful spațial. Ce rămâne după? Mi-ai prins acum chiar la capăt. E adevărat. Ce rămâne după? Păi, cum bine știi și poate ești de acord, muzica se întâmplă în moment și rolul ei în vindecător, să zicem așa, cred că se petrece în prezent. Dar resimt deja efectele secundare acum de bucurie
Și asta se va transforma totul într-o viitoare nostalgie, cred. Da, a fost ca un Big Bang, așa, cosmic, nu? Ceea ce ne-a legat, cred că pleacă cu noi și acum, oricât de departe am fi, tot rămânem uniți. Și acum, dacă am făcut așa, ne-am apropiat, am fost o bilă mare și am explodat, probabil că după vreme, acești atomi vor dori din nou, vor începe să se gâdile așa și să tremure și vor vrea să se întâlnească din nou. Asta e sfârșitul, momentan. Cred că suntem niște nebuni și niște nebuni frumoși și vreau să mulțumesc. Ovidiu n-a apărut niciunde. E cumva omul din spate la tot ce a fost. Thank you.